Problemele din complexul energetic Oltenia, care au declanșat proteste în ultima perioadă, au fost discutate azi la întâlnirea dintre administrație și sindicate. Întâlnirea nu a fost una pașnică, ci s-a lăsat cu multe acuze. Salariații de la termocentrala Rovinari, care au pichetat poarta 1 a unității încă de luni dimineața, spun că lipsurile din companie sunt plătite de muncitori. În actuala formulă se vede că timp de 6 ani de când a fost creată această companie, 9 lucrătorilor, salariaților, ne merge din ce în ce mai rău. Tot timpul auzim de reduceri de cheltuieli, pierderi și toate aceste lucruri datorită faptului că această companie este practic zigmănită. Sunt puse niște biruri pe noi pe care nu ne mai putem duce. Nu mai putem să mai plătim aceste certificate de carbon să-și facă alții piste de biciclete, să-și cumpere nu știu ce microbuze din munca noastră. Nemulțumirile angajaților sunt legate de salarii pentru care cer majorări, dar și de situația CEO pentru care cer măsuri urgente din partea parlamentarilor și a guvernanților.